Salutare și bine ați venit la partea a doua din Rumble Club. Băi, ce vreau să vă arăt astăzi. Știți că la Istanbul aveam PES-ul. Știți, nu? Haideți să vă arăt cât costă un PES aici. Aproape 14 euro. Pe bune, cine dă banii pe PES-ul ăsta? Mi se pare exagerat de mult, adică, nu știu, 14. Acum stau și bine și mă gândesc, poate. Jocul fiind la început, au băgat și un tarif mai mare. În momentul când ei văd că lumea nu cumpără, automat ei o să scadă din preț. Pentru că la banii ăștia, nu știu cine cumpără PES-ul. Pă bune, e mult rău de tot. Și ce-ți dă în PES-ul ăsta? 750 de bănuți, 100 de diamante, bă, astea chiar nu știu ce sunt astea. Asta chiar nu știu ce sunt. În fine, cam ăsta ar fi bonusul, nu? Deci reward-uri, reward-ul cam ăsta e, adică mi se pare exagerat de mult, 14, aproape 14 euro. Așa că, băi nenea, Rumble, mai micșora, deci tu prețul ăla, pentru că nu o să-ți cumpere nimeni. Știți ce zic, nu? Aici avem ceva free, nu? Quest. Scaune. Iar acestea sunt blocate. Da, mă, ideea e în felul următor. Deci sunt aproape 14 euro, așa că nu dă nimeni banii pe PES-ul acesta. Așa că haideți să mai facem așa un duel frumos. Să vedem ce mai zic băieții ăștia, dacă am mai învățat și noi să jucăm. Așa că ce să zic? Let's play și nu uitați să apăsați butonașul de like să ne susțineți și pe noi, da? Așa. La joacă. Suntem pe mapa unde se construiesc clădirile. Aici suntem pe un șantier de construcții, nu? Zic bine? Zic bine, da. Toată treaba e să nu ne cadă macaraua în cap și să îi bubuim pe ăștia. Bă, toată faza și scarețe nu-mi place că nu pot să mici din mouse. Mamă, care mi-a dat-o mă halul ăsta? Ia uite, aaa, și am să-l iau în brațe, am să văd cum-l iau în brațe. Bă, nu. Aici găsim extraterestri. Bă, deci toată treaba e. Te-am băgați aici ca să putem respira, zic, cred. Aia, că mi-a dat-o. Dar eu nu-i dau molul ăsta? Uitați cum m-a luat în brațe și mă aruncă. Asta am vrut să vă arăt și eu. Unde sunt mă băieții mei? Am luat aici un asteroid, un asteroid ce am luat eu. Vreau să le arunc în cap la băieții ăștia aici. Dar nu-i găsesc. Bă, unde au fugit ăștia ai mei? Am rămas singur pe hartă, suntem 9 persoane, dar unde sunt? Thank you.
I-am dat-o sau mi-a dat? I-am dat-o reciproc. Nu, trezește-te. M-a făcut una cu pământul. Ia uitați cum l-aruncă pe la napă. L-a aruncat. A dat frumos un super punch, după care l-a luat în brațe și l-a aruncat în apa asta murdară. L-a aruncat în apa asta murdară. Haideți încă o dată. Bă, trebuie să câștigăm și noi, nu? Și am ajuns iarăși în grădina lui Ion, unde toate păsările dorm. Bă, dar era un tânculeț de ăla pe care am vrut să vi-l arăt și nu-l găsesc. L-a aruncat în apă, mă. Bă, băiatule, bă, de ce ești, mă, rău? Da, dar am luat în brațe. Și m-a aruncat și pe mine. Și l-a salvat. Vezi, mă, karma. Băi, karma, bă. Și am picat iar în grădina lui Ion. Aterizarea din Fortnite. Căpitanul doar să dea gongul ăla, mă. I-am crezut că e tot așa ca noi și are un skin nou gen. Dar nu e, capitanul e doar să ne dea nou startul. Ați văzut umbrela ce face? Gelul ferește. Îl apără. Hai că... Bă, ce-i mișto că ți se... Adică nu ai viață... Să duce viața și mori. Doar în momentul când ți-a dus viața aia, tu ești amețit și vin băieții, te ia în brațe și te arunc în lava asta, în apă. M-am avut o dronă. Are drona aia aruncă în noi. Dar m-a aruncat, mă? Nu, bă, s-a salvat, mă. Uite, dacă observați din ce în ce harta... Hai că l-am aruncat. Nu m-am uitat pe unde merg, mă. Oricum, toată treaba e că am rezistat eroic runda asta. Și am fost eliminat al treilea, adică o să mă situez și eu pe clasamentul ăla acolo frumos, știți ce zic, nu? Hai să vedem, Bobby. Bobby pe locul 3. Bă, sunt bine, vedeți că sunt bine. Și iată-ne și la circ. Bă, aici o fi ăla, mă, cu tânculețul. Ia să vedem. A, mă, aruncă doar pe mine ăsta, mă. Ia uite, mă, și-a luat navul ăsta.
Mi-a dat-o el, bă. Dar mi-a dat-o frumos. Nu! 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 Băi! Păi atene și pe un teren de fotbal. Bă, are ceva mape, încă nu le știu pe toate. Dar cu timpul o să le descoperim. Și poate încercăm să le descoperim chiar și împreună, adică jucându-ne. Băi, pe fugi mă de el, mă. Ines, l-am aruncat. Trezește-te, trezește-te, trezește-te. Ia uite cu ce dă băiatul ăla, bă. M-a picat. Băi, cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Am vrut să vă arăt cum e cu PES-ul, care este extraordinar de scump. Da, și am face bine să luăm și noi, nu știu, să câștigăm alte emoturi, cum picioare, accesorii pentru a omorâ mai repede inamicul, știi ce zic? Bine, asta văd că le găsesc și pe hartă, gen să iei o piatră, o arunci în el, nave spațiale, etc, etc, da? O să-l descoperim împreună și o să vedem despre ce este vorba, exact cu joculețul acesta. Eu zic că o să prindă, cum a prins și stampă. Acum na, vedem. Așa că ce zic, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonajul de like, da? Să facem la videoclipul ăsta, băi, 10 like-uri dacă facem, sunt mulțumit. Și nu uitați să vă abonați, apăsați, activați și clopoțelul și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!